Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Clipul de față va fi un supliment, dacă pot spune așa, în privința clipului realizat cu acest micuț amplificator portabil cu PAM 8406. De ce este un supliment? Deoarece vreau să măsor de data aceasta în clip condensatorul de aici, de pe partea de alimentare, pus în paralel cu alimentarea acestui PAM 8406 și spusesem că la ultima măsurătoare mi-a dat 220 microfarazi acestui condensator ceramic. Așa că o să-l dezlipesc de aici, o să-l scot cu stația de dezlipit cu aer cald, iar în plus voi măsura și condensatorul de pe intrare, cel de 1 microfarad de aici și celălalt de aici. Spre sfârșitul clipului, voi pune un radiator pe acest integrat și voi remăsura puterea cu osciloscopul pe o sarcină de 2 ohmi. Deoarece în episodul anterior nu era stabilă acea putere. Ați văzut că pur și simplu tăia semnalul pe ieșire, din ce ați observat. Așa că vreau să refac testul cu radiator pe integratul acesta în miniatură. Acum o să dezlipim acele semireglabile puse pe post de volum. Punem puțin flux. Puțin fludor proaspăt pe fiecare. Hai acum să dezlipim cu ajutorul acestei stații de dezlipit cu vacuum. Ok. Să-l dezlipim și pe celălalt. Punem niște conductoare de aici, aici, pe fiecare canal. Și în partea asta. Gata, a intrat. Am lipit la urmă conductoarele respective. Am prins PCB-ul în acest suport, l-ați văzut descris în clipul anterior, într-un clip anterior. Haideți să dezlipim acest condensator, deoarece vreau să măsor afară din circuit, da? Cel de aici. O să am nevoie de stația de dezlipit cu aer cald. Voi folosi diuza cea mai mică. O să încerc să vin pe dedesubt, să văd dacă reușesc. Stația de dezlipit este la aproape de 3, suflarea aerului și temperatura la 350 de grade. Sper să fie suficient. Gata. Aproape dezlipit. Gata. Hai să costorim cu fludor proaspăt zona respectivă. A, dar trebuie să punem un pic de flux. Ok. Gata, e altceva acum. A rezolvat. Condensatorul dezlipit îl avem aici. Este foarte mic. Am pus multimetru pe măsurarea condensatoarelor. Iar acum momentul adevărului. Băi, ce mic e. Hai mă. Și a avut dreptate. Condensatorul de pe filtrare este de 10 microfarazi. Fiind pus pe partea de filtrare. Dar nu înțeleg de ce măsura eronat pe cablaj. Haideți să-l punem la loc. Flux are în zona respectivă, nu mai este nevoie. Am dat aerul să sufle la 4. Așteptăm să topească fludorul din zona respectivă. Acum măsoară bine, dar nu înțeleg de ce mi-a măsurat așa de mult. Mă rog, treceți și voi cu vederea, văd că și în circuit măsoară bine. Iar condensatoarele de pe intrare audio, cel de aici, de 948 de nanofarad, adică de un microfarad, iar cel din partea cealaltă, de pe canalul celălalt, nu ating bine, un moment, dar îl vedeți voi acum. Așteptați un pic. 910 nanofarad, aproape de un microfarad. Înainte de a măsura puterea pe impedanță de 2 ohmi, de data aceasta punând un micuț radiator pe acel PAM 8406. Gata, radiatorul a fost pus. Este în regulă. Am asamblat kitul nostru. Între timp am pus și un radiator mai mare. Asta pentru că făcusem test cu acesta și tot intra în protecție termică. Mă rog, e doar pentru test, doar un experiment. Generatorul nostru de semnal, o să-l alimentăm imediat, dar înainte de asta
Vreau să vă arăt că avem 5V pe acest kit. Da? Puțin peste 5V. Este totul în regulă. Să alimentăm generatorul de semnal. Este pus aproximativ 1 kHz. Hai să reglăm exact 1 kHz ca să nu apară discuții. Lăsăm atât. Să mărim semnalul pe intrarea kitului nostru cu PAM 8406. Și exact ca data trecută, aproximativ 7, aproape de 7,3 V vârf la vârf. După calcul ne dă, bineînțeles, aceeași putere de 3W RMS. Acum să vedem, intră în protecție termică, să verificăm radiatorul. Pot ține mâna pe el, cred că aproape, începe să se încălzească. Și cu acest radiator mai măricel tot se încălzește. Da, am impresia că ar fi în clasă AB aici, nu în clasă D. Asta pentru că mie mi trage atenție pe un singur canal, îmi trage aproximativ aproape de 6W, îmi trage din sursa de laborator și intră în protecție termică. Practic observ că îmi taie alimentarea pe intrarea lui. Concluzie că kitul așa cum este cumpărat nu se poate utiliza pe impedanță de 2 ohmi. Cam aici să termină experimentul nostru. A, și apropo, pare rău că am greșit data trecută în privința măsurării condensatorului ceramic de filtrare pe alimentarea acestui kit. Hai să oprim semnalul pe intrare. Asta e, se mai întâmplă, mai măsurăm și eronat. Morala este că, adică practic ce am de învățat din asta e că nu măsura niciodată o componentă în circuit. Știu, e o regulă banală, e normal să nu măsuri în circuit, numai în anumite situații. Spre exemplu, rezistența internă echivalentă a condensatorului electrolitice se poate măsura în circuit, însă capacitatea nu. Asta ca o idee din ce am înțeles eu pe parcurs. Asta e, mai greșim și noi, mergem mai departe, învățăm din greșeli. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!